Ne apucăm de vlog, asta e faza. Cred că am mai scris pe Facebook, sigur am mai scris că o să facem treaba asta. Și m-am gândit noi, dacă tot călătorim atâta și mergem la evenimente, hai să facem și pe voi oarecum un background, un backstage, să vedeți, așa cam ce se întâmplă. Iar acum am plecat la, unde am plecat la? Giurgiu. Giurgiu. Mergem la Giurgiu, avem o colonie civilă, prima după această mega pandemie, care ne-a secat și de nervi și de tot. O să aveți timp să vă familiarizați cu toată lumea care face parte din proiectul ăsta, proiectul care se numește altfel, cu 2DE. O să povestesc mult și bine, dar nu o să vreau să fac clipuri foarte lungi, așa că la fiecare o să vă mai zic chestii. Momentan, dăm spre Pleșești, o luăm pe Axy, mergem să ne distrăm puțin, avem un mare chef de cântat, după cum vedeți, nu mai poate. Foarte bine că am început vlogul acum, pentru că primul eveniment al nostru este, să înțelegeți, pe parcurs avem mai multe pachete în trupa noastră și clienții de astăzi au ales pachetul numărul 2, care nu îi include pe băieți, adică bandul, pe care automat îl veți cunoaște, care este compus din Alex la chitară și Cristi la clap, o să-i cunoaște și pe ei cu siguranță, următorul eveniment va fi și cu ei, doi tenenți, și Alexandru face vlog. Da, ideea e ce nu vă spusesem e că vreau să vă țin cu mine așa, să vedeți cam cum e experiența asta, jobul ăsta, că practic e un job și mulțumesc lui Dumnezeu, e cel mai frumos job pe care putem să fac vreodată, dar să vedeți și chestii din spate, cum, nu știu, ajungem pe ultima 100 de metri, cum ne întâlnim cu clienții, de ce nu, pentru prima dată, cum montăm, cum suntem dimineața obosiți și nu știu, conducem pe rând și ne certăm care să conducă, care să doarmă. Să vedeți, o zi o să fie interesant. Vreau, chiar dacă nu o să meargă cine știe ce e acest vlog, știu sigur că o să rămână amintirile noastre. Iar săptămâna asta avem puțin de umblat. Astăzi mergem la Iaranitate. Giurgiu. Giurgiu. Mâine mergem tot la Giurgiu, la Dunăre, ne relaxăm puțin. Miercuri o să o ducem pe Axy și o să mergem să o ajutăm și să o susținem la X-Factor. Doar mergem, ne luăm banii și plecăm, nu stăm foarte mult. Că la ce coleg am, treaba se rezolvă foarte repede. Și uite că am vorbit mult deja. Deci, mult, poate prost și poate fără rost. Nu e adevărat. Mai avem 11 minute și am zis de la Axy, de la Axy. Da, avem un aer condiționat foarte mișto, merge doar când are el chef. În momentul în care nu are chef. Niciodată, dar niciodată Axy nu întârzie. De ceasul acum? Ora 3 trebuia să plecăm și e 3:40. Încă așteptăm. Domnul Bogdan, prezintă-te. Marin Bogdan. Așa, și ce mai zici despre tine? Organizatorul echipei. Așa. Și cam atât. Atât, da? Momentan. Momentan. Vrei să ajungi și mai simplu, sau? Să fie trupa ta, nu? Da. Să fie trupa mea, să fie angajații mei și tot așa. Să le dau evenimentele, să nu știu ce, să nu știu. În sfârșit ai venit și tu. Te așteptăm de o oră. Tu-ți Dumnezeu, mă, te-am așteptat până acum. Da, se pare că în sfârșit plecăm. Doamne ajută. Nu știu dacă mai ajungem la timp, dar... Da, prima și prima dată trebuie să mă oprim să-mi iau tampoane. Ce vrei de fapt? Să fim din nou prieteni. De ce nu mai stăm? Pentru că ne-am certat. făcut? Am fost la mare. Distanța de casă, asta, pentru că am ajuns într-o zonă care era oribilă. Și am spus lui Marian că nu mai vreau să stau acolo. Și atunci am fost la Vadu, care este o zonă super, super frumoasă. Dar, cred că în ultimii 10 ani, aproape, cred că sunt aproape 11 ani de când cântăm împreună. Ne-am certat. Băi, dar ce ne-am certat? Mamă, mi-a făcut o plăcere, jur, curgea apa așa din măsele. De plăcere să mă cerc el. După 10 ani, domnule, de stat împreună, în care toate sunt bune și frumoase. Măi, când e prea mult bine, nu e bine. Deci din când în când trebuie mai una albă, mai una neagră, mai una albă, mai una neagră. Și acum l-am întrebat dacă vrea din nou să fim prieteni. Și nu mi-a răspuns, am văzut că s-a înnecat, ceea ce... Pentru că era... Pentru că, da, era antra. Putea să bea apă și am văzut că s-a înnecat și am zis e bine, înseamnă că totuși eu, din comportamentul lui non-verbal, îmi dau seama că totuși există o reacție, care poate fi bună sau rea. Dar atâta timp cât există reacție, există sentimente, domnule. Că mă iubește, că mă iubește, da, asta e, el câteodată nu spune lucrurile astea. Dar n-are cum să nu iubească un om atât de extraordinar, precum Alexandra Robea. Cred că așteaptă să spui ceva despre tine, primele lucruri pe care le spui despre tine. Câte sunt cel mai sunt? Sunt Alexandra Robea, am 27 de ani, am un copil, sunt divorțată, merg la psiholog și... Și mai spune, hai, spune! Sunt foarte fericită! Spune! Miercuri am o preselecție la X-Factor și sunt super panicată. Motiv pentru care mă duc la terapie, dar mă duc și pentru că am divorțat și cumva sunt foarte fucked up în general. Dar sunt foarte fericită pentru că fac ceea ce fac, sunt foarte fericită pentru că viața mi-a dat ocazia să cânt. Și oamenii cărora le cânt sunt oamenii care se simt bine și oameni care mă iubesc. Simt asta. Da. Și cum te simți cu atâta cameră pe tine? Asta v-am spus, e un pic cam intimidant așa, știi, că am una din spate. Tot ceea ce vă rog este să nu mă luați din profil, pentru că din profil nasul meu este un pic așa strâns, că așa m-am născut eu, săraca de mine. Dar nu e nicio problemă, în septembrie reparăm. De unde ești, Axy? Axy? Sunt din Pleșești. Sunt din Pleșești și nu din Plescoi, așa cum spune Marian tot timpul, că mirosea cărnață Plescoi. Este drept. Satele sunt unul lângă celălalt, dar sunt din Pleșești, m-am născut în Constanța și nu știu cum s-a întâmplat de la mătănit pe Marian, dar de când îl cunosc, am rămas blocată în Buzău. Nu, că te aduc și pe tine la București, stai liniștit. Sunt corporatistă, doamne, ce-mi place să spun asta. Sunt corporatistă, lucrez într-o corporație în București, dar în sufletul meu sunt un om liber și... Chiar dacă stau 8 ore pe zi la birou, 8 ore pe zi la birou, faptul că ies din casa în weekend și mă duc să cânt este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat și pentru asta chiar sunt recunoscătoare. Gata, mai lăsați-mi cu camerele voastre că vreau să-mi fumez o țigară, vreau să vreau și eu un pic de ala din profil, ala din profil? Da, așa, uite-te puțin. Amă, Bogdan! Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me back when I was passing by. And now I bet to see you then just one more time. Ooh, I see you every time. And on my eye, I like your style. Ooh, you make me Totul așteptăm cu el, că n-a înțeles. Salut, domnul client. Ce faci, domnule? Am auzit câte însori. Da, aici o să cântăm. Aia e scena improvizată. Prima cântare după COVID. Aici sunt scaunele. Aici e o țigancă. Și aici e un nas. Perfect. Știu că e frumos. Nu mă la din profil? Hai, ce glume faci! Păi, dacă e... Ba, îți mulțumim frumos! Însă eu că avem ajutoare. Oameni buni, oameni buni! Haide! Haie vă! Haie vă! Căutăm locația perfectă. Ei, bună! Hey. Gata! Unde te duci? Mă schimb. De ce? Hai, go away, ba! Vezi că ai și de cântat în seara asta. Să se pupe mine, să se pupe mine. Ce-a țucat-o, da? Ok, ce țucă ea, da? Oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And now I bet to see you then just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my God, I like your style. Oh, you made me wanna cry. Now I'm back to see you dance just one more time. So I Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besame, besame, suave, besame otra vez. Suave. Yo quiero sentir tus labios suave, besándome otra vez. Suave. Besa, besa, suave. Bésame un poquito. Suave. Besa, 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 suave. Bésame otro ratito. Suave. Pequeña, échate pa' acá. Esta es mi vida, esta es mi pasión, este es mi sueño, mi mejor canción. Doamne, atât de caldă apa asta, încât îmi vine să mă arunc cu totul în ea. Este superbă, superbă. Da, primul eveniment după COVID, o cununie foarte frumoasă, cu niște oameni foarte cool. A fost frumos. Mereu cunoaștem oameni frumoși, mi se pare că suntem atât de norocoși că putem să trăim viața asta și să facem ceea ce ne place. De vreo 4 luni așa n-am mai pierdut o noapte. Așa că mă simt mândră de mine. Uite, aproape iese soarele și totuși sunt ok. Am băut cafele, m-am băut foarte mult vin, dar nu l-am simțit, deci nu știu de ce. Și tu? Și eu la fel. Da, vezi, nu mai întoarce cap, că profil, nasul. N-are nimic, da. Eu glumesc cu profilul și cu astea. Sunt foarte frumoasă așa cum sunt, așa cum sunt toate femeile din lumea asta. Frumoase așa cum sunt ele. Ce să spun despre oamenii ăștia? Niște oameni frumoși, ne-au primit bine, ne-au primit frumos, ne-au primit cu căldură, cu deschidere. Întotdeauna atunci când cântăm la evenimente, cântăm pentru prieteni și mie asta mi se pare... Probabil și de aici vine numele trupei noastre, altfel, pentru că este altceva și întotdeauna atunci când am cântat, lumea ne-a spus la final, voi sunteți altceva. Uite, hai să spun ceva de bine de Marian Sava. Nu mă aud. Lucrurile astea se întâmplă pentru că în echipa noastră sunt oameni frumoși. Și vorbesc despre toți oamenii care fac parte din echipa asta. Așa că, ce să vă spun, dragilor? Vă spun așa. Nu renunțați la visele voastre. Munciți și trageți tare pentru ceea ce vă place să faceți cu adevărat în viață. Pentru că, uite, o faci o noapte întreagă, iar la 5 dimineața, nici nu știu, cred că e 5 și ceva, ești mulțumit, ești împăcat cu tine și nu simți nici măcar un strop de oboseală. Așa că vă pup, sper să vină cât mai multe evenimente, sunt foarte nerăbdătoare.